Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest care are 138 de gold, 2 Wizard și Skeleton Dragons. Mai avem un Golden Chest cu 573 de gold, avem Barbarians, avem Goblins și Royal Hogs, au și Hell Spirit. Încă un Golden Chest cu 590 de gold, avem Beți, avem Furnace, mai avem Ice Spirit și Darts Goblin. Mai avem aici un reward de 500 de gold. Avem și un Mega Lining Chest de desfăcut. Hai întâi să luăm Crown Chest-ul. Avem aici un Crown Chest care are 1092 de gold, 3 gemuri. Avem Zepis, mai avem Hell Spirit, Skeleton Barrel și Poison. Ok. Să vedem și în shop, okay, avem oferta asta cu Electro Wizard-ul și cam atât, donăm în clan, vedem că a început și War-ul, a început totodată și noul event la care o să-i dăm join, trebuie să ne facem un deck, hai să ne luăm Valkyra, o să luăm Tesla, Bandită, Lumberjack, Freeze, hai să luăm Mini Pekau, luăm și Arrows, mai să vedem, ne-ar mai trebui ceva, hai să luăm Minions și da, și merge sincer pe același deck ca la challenge-ul trecut, să folosim Fireball-ul și Hog-ul pe care nu l-avem din păcate. Băi, n-avem Hog, dar hai să încercăm cu Lumberjack-ul. E destul de rapid, în păcate nu targetează turnul, se duce pe adversari, dar hai să încercăm varianta asta momentan. Hai să-i dăm drumul cu primul meci. Să vedem dacă reușim să obținem o victorie. O să pornim cu Valkyra din spate. Ok, vedem că are golem. Hai să punem Tesla. Vom trimite... Îți dau un fireball pe acel bomber. Pun mini pack aici. Vom pune minionii pe acel Inferno Dragon. Și ce bun era acum acel Arrows, dar îl vom păstra pentru data viitoare, pentru că nu prea merita. Vedeți, am scăpat destul de ușor de ei. O să punem acum Valkyra pe Wizard, imediat ce ajunge în raza turnului, să lovească din ambele părți. Să punem bombă acum, aștept. Nu, n-a pus. N-a pus nimic și a pus golemul, care ne-a împins un pic Valkyra. Hai să punem Tesla, să punem și Mini Pekka. Avem și Freeze, putem să dăm și putem să dăm și Fireball-ul, dar okay, hai să vedem cum scăpăm de acest atac. Destul de rău, ne-am luat ceva de damage acolo. Putem să dăm acum Eros pe Minions, am prins un pic și din turn. Și hai să încercăm un atac cu Lumberjack-ul aici. Ok, am dat destul de mult damage pe turn. Cred că scăpăm și de Inferno fără damage, dar e foarte bine. Și trimite acel cel golem. Punem și noi Lumberjack-ul.
Să dăm și un fireball aici. Ok, în momentul să dăm un freeze. Trimitem și minions. Aproape să prindem și acei minioni ai lui. Da, și mai aștept să câștigăm acest match. Practic, cred că cu două... Ba nu. Lovește mini-P.E.K.K.A. și obține victoria. Dacă nu am fi putut aștepta să dăm cu fireball-ul, reușeam oricum să învingem. Bun, avem prima victorie în acest challenge. Hai să vedem, să donăm repede în clan. Vom juca din nou la challenge. Trimitem mini-P.E.K.K.A. I-a pus acolo un Goblin Cage. O să trimitem și minions. Ne pregătim să dăm și un freeze. Sper că n-are... din păcate n-a scos mini-P.E.K.K.A-ul. Și din nou vedem un deck cu Golem. Ok, o să trimitem Valkyra din spate. Spunem și Tesla. După care putem să punem mini-P.E.K.K.A. sau... sau Lumberjack. Da, scăpăm destul de bine din acest atac. Aproape fără damage. Am luat foarte puțin acolo. Bine, e drept. Nici noi n-am reușit să dăm prea mult în turnul lui. Dar cred că suntem un pic mai bine. Trimitem și Valkyra aici. Și cred că mai puteam aștepta un pic. Scăpăm de Electro. Ok, și din păcate nu ar fi trebuit să pun freeze-ul acolo. Și cred că a dat un tornado din greșeală. Hai să vedem. No, nici de data asta nu reușim să-i lovim turnul. Să punem Tesla în centru. Și vom aștepta să... De fapt, trebuie să punem trupe. Așteptăm să ajungă acel golem pe turnul nostru. Pune și Lumberjack-ul aici. Da, o să dau un fireball pe acel electro. Tragem golemul mai aproape de turnul din stânga. Bun, și pornim din nou nou push. Hai să vedem. Ar trebui să... Da, acum era bun hog-ul. Pentru că am fi putut ataca. Spunem un nou mini-P.E.K.K.A. aici. Spunem minions. Scăpăm de cei beți. Se duce primul mini-P.E.K.K.A. Îi scoatem acel goblin. Bun. Atacă din nou cu golemul. Băi, și destul de strâns scorul. Mă așteptam să avem un avantaj mai mare acolo. Hai să vedem. Probabil va pune din nou dacă are suficient elixir. Dar nu cred. Din moment ce a pus electroul, nu cred că... Un fireball aici. Bun. Și scorul din nou strâns. Un mic avantaj pentru noi. Spunem Tesla.
trimitem la Lumberjack-ul. Să punem aici Valkyra, să dăm un freeze pentru acei beți. Scăpăm de Electro. Scăpăm și de Golem, dar din păcate nu cred că vom reuși să-l batem. Va mai da un Lightning și ne va lua o grămadă din turn. Da, mă așteptam la chestia asta. Dăm freeze-ul. Da, și vom pierde acest match. A fost un match destul de greu. Da, chiar a fost un match greu. Bun. Oricum, am început destul de bine. Hai să deschidem Mega Lightning chest-ul. Să vedem. Avem 7614 gold, avem Fire Spirit, Dart Goblin, Flying Machine, avem Elixir Golem, Goblin Barrel, avem Witch și o legendară. Hai să vedem. Lava Hound. Ok. Și avem și niște strike-uri. Băi, primul o să-l dau pe legendară. Avem Graveyard-ul, care nu e chiar una din cărțile mele preferate. Hog Rider, în schimb, e destul de bună. Hai să mai încercăm totuși. Oh, la Lumberjack l-avem deja și o să ne dea. Nu, vreau legendară. Nu Inferno. Magicarcher-ul, perfect. Bun. O oprim. Hai să mai dăm la comună. Aș vrea ceva care am deja ca să putem primi Star Points, perfect. Și... Băi, în rest, eu sunt ok cu ambele epice. Și cu Goblin Barrel-ul și cu Witch-ul. Așa că o să dăm skip. Și un Magical Chest destul de bun, care ne aduce aproape 5000 Star Points. De fapt, nu știu dacă o să fie chiar 5000. Da, 2338. Putem să ne maxăm o carte. Putem să ne facem Golden o carte. Hai să vedem. Băi, o să maxăm Three Musketeers sau Hell Spirit. O să maxăm Three Musketeers-ele. Hai să le facem de level 12. Să le facem și de level 13. Și vom face Golden. Hai să vedem. Băi, avem destul de multe opțiuni. Cred că totuși vom face Golden Goblin Hunt-ul. Pentru că, sincer, dintre toate astea de aici, e cel pe care îl mai folosesc în meciuri. Așa că hai să facem Goblin Hunt-ul Golden. Bun. Excelent. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!